inițiator și primarul Comunei Târgu Drojuș. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind convocarea adunărilor proprietarilor pentru alegerea reprezentanților acestora în Comisia Locală pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenului. Inițiator primarul Comunei Târgu Drojuș. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUS și RLU privind construirea depozitului fructe Satuta Comuna Târgu Drojuș, județul Bacău, teren intravilan în suprafață de 1239 de metri pătrați, beneficiar Lenin Adrian Emanuel, inițiator primarul Comunei Târgu Drojuș. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării a doi consilieri locali în vederea formării Comisiei de Evaluare a Performanței Profesionale Individuale a Secretarii General al Comunei Târgu Drojuș pentru anul 2020. Inițiator, primarul Comunei Târgu Drojuș. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru eliberarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol și al vizei anuale. Inițiator, primarul Comunei Târgu Drojuș. Punctul 6. Raportul privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale pe anul 2020 a primarului Comunei Târgu Drojuș. Punctul 7. Raport de audit public intern numărul 365 din 3-a 3-a 2021 privind misiunea cu tema evaluarea modului de derulare a activității de achiziții publice din cadrul Comunei Târgu Drojuș, județul Bacău. Punctul 8. Raport de audit public intern numărul 1209 din 24-a 9-a 2020 privind misiunea cu tema evaluarea modului de derulare a activităților administrative de administrare a impozitelor, a taxelor locale și din cadrul Comunei Târgu Drojuș, județul Bacău. Punctul 9. Raport de audit public intern numărul 2073 din 13-a 12-a 2019 privind misiunea cu tema evaluarea modului de derulare a activității financiar contabile în cadrul Comunei Târgu Drojuș, județul Bacău. Punctul 10. Diverse. Supunem la vot. Pentru. Cine este pentru? Acum vă spun eu atenția, supunem la discuții ca sesiuni, dar supunem la vot procesul de vară a sesiunii ordinare a Consiliului Local din 25-a 2-a 2021. Dacă sunt discuții, supunem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Punctul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Corpus Adrian Paul, președinte de ședință pentru luna aprilie 2021. Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind convocarea adunării proprietarilor pentru alegerea reprezentanților acestora în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenului. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUS și RLU privind construirea depozitului fructe SAT Sfânta Comuna Târgu Drojuș, județul Bacău, teren intravilan, suprafață de 1239 de metri pătrați, beneficiar Lenin Adrian Emanuel. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării a doi consilieri locali în vederea formării Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Târgu Drojuș pentru anul 2020. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru eliberarea atestatului de producător la
3 de ianuarie. Supun la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Dacă sunt discuții pentru raport la punctul 6. Pentru punctul 7, cine se înscrie? Pentru punctul 7, cine se înscrie la vot? La 6. Nu sunt. La 7 se înscrie cineva? Păi, aș vrea să precizez câteva lucruri. Auditul, am înțeles că a fost făcut în 2020 pentru activitatea din 2020. Aici sunt lucruri care ne atrage atenția, că așa am înțeles eu, dacă nu, atunci să mi se spună. Au fost lucruri care nu s-au făcut legal, adică s-au întrecut măsura. Acum, nu știu dacă cele făcute nelegal se sancționează, nu se sancționează, sau procedura care este, pentru că sunt lucruri care am înțeles că s-au plătit, nu s-au executat. Aici se spune că și la ședința anterioară, căminul cultural, când se face plată, atunci se plătește. Nu pot să-mi dau seama. Și efectul acestui audit. Deci efectul acestui audit a avut un rol ca de a demonstra... Ca să vă aduc la cunoștință exact cum am preluat primăria, ce s-a întâmplat, ce s-a făcut. Nu? Și dumneavoastră, ca și consilier local, dacă vreți să vă sesizați, să faceți o plângere, aveți tot dreptul... Aceste lucruri care ni le-ați adus la cunoștință sunt puse pe site-ul primăriei. Da, da, da. Deci cetățenii atunci... L-am făcut public și dumneavoastră, când îl aveți în față, puteți să-l dați, faceți copii, dacă vreți să-l dați cuiva. Fără niciun fel de problemă. De asta l-am și făcut public, ca să nu se mai zică că domnule nu se face. De ce s-a făcut pe 2019? De ce s-a făcut pe 2019? Sau nu s-a făcut pe toată perioada în care a fost motivul? Adică să te duci și vă dați seama, uitați-vă leacă la domnul de zile. La volumul de lucrări. Păi, asta vreau să menționez, că dacă ne uităm atent, aici este dat și sinteza. Practic, sinteza auditului. Noi, eu după câte știu, am avut curtea de conturi. Da. Eu am cerut, pentru că vedeți ce înseamnă sinteza. Sinteza înseamnă aproape activitatea toată care a desfășurat-o auditul. Să vă zic cum... Eu, rândul trecut, când am adus în atenția, pentru că Curtea de Conturi ne-a dat, ni s-a dat numai un raport de activitate a Curții de Conturi. Sinteza nu ni s-a dat. Ca să vedem detaliat ce este și eronările, da? Curtea de Conturi, când vine, nu ia dosar cu dosar. Deci iau, nu poate, că ar trebui să stea la noi două luni, da, trei luni, cinci luni. Și acolo am eu acum când am cerut raportul de audit, am spus, domnule, îmi faci un an din zile, dar mi-ai dosar cu dosar. Să nu că avem loc de intervedere, stai, domnule, că ăsta, și consilierii sau și cetățenii, domnule, dar de ce lucrarea nu apare sau activitatea aia? Și am zis, mi-ai dosar cu dosar. De asta am și cerut doar un singur an ca să ia dosar cu dosar, să nu fie loc de interpretare. Păi eu de asta spun, pentru că, până la urmă, se va ajusta, adică se va merge exact cum face recomandări și auditul ca să intrăm în normalitate. Da, tocmai de asta am luat sau compăți exact ca cum ne-a trasat sarcin, adică ne-a dat recomandări Curtea de Conturi și noi termenele și datele nu le-am finalizat. Da, cum trebuie la îndeplinire? Parte sau finalizat? Nu, nu am înțeles. Spuneți, doamna secretară. Parte sau finalizat? O parte. Păi și cealaltă parte, ce s-a întâmplat? Dar sunt care au termen permanent, cele care au fost cu termen, chiar sunt trecut am încheiat ultimele măsuri. Păi am avut cu termene și până la urmă s-a venit ca să prelungim și termenele, pentru că nu se încadrăm. Dacă nu se încadrăm, normal cu ce se prelungim. Deci, Curtea de Conturi ne spune odată ca să îndeplinim și după aia noi spunem că nu mai... Și asta trebuie dus la îndeplinit, ce măsuri, nu fim... achiziții. Ce recomandări au făcut cei de la audit? Trebuie duse la îndeplinit.
Păi eu asta spun, pentru că am avut și de la Curtea recomandări asemănătoare. Da. Curtea de conturi aproape asemănător ne-a dat ca și acum recomandările. Așa țin eu. Eu am avut vreo 300 de hectare de teren, da? Am avut iar cu banii. Deci am avut recomandări. Asta spun. Adică eu tocmai de asta l-am făcut public, ca să vadă toată lumea. Exact. Ce s-a întâmplat, ce-o fost, să nu fii loc din domne, că nu. Și atunci, de acum încolo, eu cu tot aparatul bugetar, cu tot ce e de făcut, vrem să facem lucrurile cât mai corecte, că știți cum, suntem oameni, cât greșim, asta e, nu, nimeni nu... Dar cât posibil, am cumpărat proceduri, am cumpărat, ca să avem proceduri, să luăm după proceduri, Curtea de Conturi, audit, cerut, am cumpărat alea. Că bă, nu știi cum să faci proceduri. E frumos pe care am luat pe fiecare compartiment. De asta, de asta avem aparatul de specialitate bărăsc. Ca fiecare specialist în domeniul respectiv să-și spună punctul de vedere conform legii și să-și asume responsabilitatea corect pentru cele semnate. Nu să ne trezim că după aia spune ori curtea, ori auditul, că s-au făcut... Dar acolo ați văzut cum se semnau documentele. Păi, eu asta vă spun. Adică, aparatul de specialitate. Eu n-am nicio treabă cu nimeni, pentru că nu este. Dar în momentul în care, eu v-am spus și ieri, ofișa postului normal, practic, trebuie să existe a fiecărui angajat. Corect. În momentul în care în fișa postului spune că te-ai derogat de la sarcinile pe care le ai, poți să primești sancțiune până la DCM. Se știe și în alte instituții tot la fel. Nu mai menționez, dar nu mai menționez și faptul că ești dator să dai, până la urmă, trebuie să și plătești ceea ce nu ai luat în considerare. Și asta este un lucru care în alte locuri, adică în alte instituții, nu mă refer numai de stat. După aia iei 10% din salariu, după aia, adică nu mă dai prima abatere, gata, domnul prima. În funcție de gravitatea situației. Nu se face, adică în funcție de gravitate. Vedeți că și la ce informații, nu doar la discercetare nu cum fac. Dar dacă domnul Petrică, dar eu nu sunt organ de cercetare ca să nu. Aveți raportul, dacă ceva nu vă convine, frumos, faceți-o, dacă sunteți consilier local, ați votat pe anumite nereguli de acolo, care s-au făcut, nu că ați votat buget, că până la urmă aici e chestia, dar frumos o gândi, către poliție, către judecătorii, să faci cercetare. Deci știți foarte bine și o parte din consilieri au fost pe mandatul care a trecut. A fost o situație în care mi s-a părut anormal. Și spuneți treaba asta. Noi am votat pe legea bugetului, da? Adică pe capitolul de culte și religii, o sumă de 70.000 de ron, 700 de milioane. Știți foarte bine, da? Da. Noi am votat cu o directivă și cu o direcție către... Unde? Către aici, la culte, la Biserica Ortodoxă, să ducă banii. Iar banii respectivi au fost orientați în altă zonă, adică la festivalul Trotușor. Pare o legătură. Vedeți că asta înseamnă că noi nu respectăm până la urmă. Adică dumneavoastră ziceți acum că s-a făcut o deturnare de fonduri. Da, deturnare de fonduri am spus atunci. Da. Pentru că și-a spus că nu e adevărat. Argumentul așa și s-a văzut și de 3 ani, unde trăim. Păi unde trăim? Vedeți că păi atunci de ce nu? Dar nu, de ce s-a făcut dacă e vorba de acum 3 ani de zile ce discut? Eu la ce s-a făcut auditul? Domnul, dar la Biserica Ortodoxă s-a dat bani, s-a dat 2.300.000. Domnul Gureanu confundă culturile cu cultura. Domnul, aici este reala problemă din documentație. Una este cultura, alta este cultura. Dar la ședința respectivă, cum am distribuit banii? Eu nu mai știu. Deci nu mai știți. Păi da, adică mă corectați că culte cu cultură, nu știu ce, dar îmi spuneți că nu mai țineți minte. Dar de ce ați venit cu documentul? Cum ați spus? Nu? Că ați să aveți. Te-ați spus acum cu documentul? Nu? Că este există în ședință, domnul prima. Există în ședință. Ședința următoare aduceți-l, dacă ești arătați-l, domnul. Că este ședință, nu? E proces verbal. Da, ați cumva, desfășit. Bun. Serviciul de audit, dacă nu înșel, a fost adus în... A fost adus. A fost făcut contractul în 2018, nu? 2019. În 2019. Da, nu mai rețin exact.
19? Nu ar fi, repede, în 19, 18... Activitatea desfășurată a auditului în 2019. Bun. Nu mai rețin exact contractul când a făcut. Consider că activitatea auditului este una necesară pentru fiecare zice că o estație, eliminăm postelul de suspiciune. Aici este destul de clar. Aveți constatări negative, cauze, avate, consecințe de comandări. Încă de se mai greșește, apar, dar nu e, nu e nimic care ascund, vă rog să înțelegeți. Acum, primăria Târgu Drăguș a renunțat la serviciile publice, publice de audit în 2011-2000. Am fost? Târgu Drăguș a fost în acord. Înainte, nu înțeleg motivul pe timpul respectiv, 2011-2012, când s-a întâmplat, nu mai rețin. S-a renunțat la serviciul ăsta pentru că s-a considerat scump la momentul respectiv. Nu s-a plătit cotizația. Exact. Se iese din acordul respectiv, da. Domnul Forma. Da, dar noi am fost obligați să facem atunci ca să aprobăm prin hotărâre de Consiliu să fie auditat. Dar, într-un cuvânt, este scump. Pentru că din 3600 de lei, pe lună, plus dacă vine la audit plătim transport, pixuri, toate chestiile astea, dar de ce eu, ca primar, să nu gestionez lucrurile, să fiu corect, ca să nu mai vină la audit? Să nu să... audit intern. Eu... adică eu, ca primar, nu să fiu corect, ce să... văd lucru, să am oameni competenți care, doamne, să facă lucrurile cum trebuie. Da, ca să nu avem așa raport de audit. Și să nu plătim 3.700 de lei pe lună, în fiecare lună. Pe luna care... Nu! În fiecare lună. Dar asta a fost prin hotărâre de consiliu. Și dacă vine și dacă nu vine, corect? Vin, da, deci prin hotărâre de consiliu. Mai bine am angajat un auditor intern. Și ăla era banii ăștia și pot să mai dau. Nu? Și s-a stabilit atunci pentru că aparținea de mai multe primării și atunci a căzut la suma asta. Dar nu numai primăria Târgu Drăguș face parte. Sunt mai multe primării cuprinse de același audit. Și plățile sunt la fel de tot. Da? Deci nu... Dacă dumneavoastră doriți consilierii locali să ieșim din audit, puteți să vă dați seama. Plătim 3.700 lei fiecare lună. Din ianuarie până în decembrie. Plus când vine, îi trimite factură. Când vin ei în controle, îi trimite. Dom'le, atâta benzină, atâta creoanii, pixuri, hârtii, nu știu ce. Păi bun, dar atunci... Aia e cotizația. Pentru salarii, pentru... Bun, noi facem auditul ăsta, da? Da. Care am aprobat. Ei face o evaluare lunară, trimestrială sau anuală. Cum o face? Cum se dorește? La... ce? Pe fiecare compartiment. De exemplu, primarul hotărăște. De exemplu, noi acum, eu am schimbat, că avea pe... nu știu, pe stare civilă, pe ce era. Da. Și eu le-am zis, nu, domnule, eu vreau doar contabilitate. Că trebuie să facă... și se ne iau. Da, strategia mea. Da. Era, că trebuie să vină pe două, să auditeze două misiuni pe an. Deci ei sunt... prin contractul pe care este, corect, au să facă două misiuni pe an. Corect. Misiuni. Când au avut, în 2019, deci a fost aprobat, da? În 2019, da, da, eu vreau să zic, păi, da, atunci eu nu mi-aduc aminte să fi primit. Păi nu vedeți că l-am pus eu acum. Acum? Da. La cerere, dar eu nu pot să-mi dau seama, adică până acum eu n-am primit niciun raport, nici sinteză, nici nimic. Da, din oare. Înseamnă că n-au făcut activitate și am plătit, sau au făcut activitate și nu ne-au parvenit nouă. Au făcut activitate și am dat în sau nu ne-au parvenit nouă hărtire. Păi nu v-am zis acum. Au dat în sertar rapoartele. Păi și asta aș vrea. Dacă totuși se plătește și se face, când ei își fac o dată la 6 luni, atunci să ne parvină și nouă o dată la 6 luni. Păi v-a venit acum, nu? Păi da, da, ăsta au venit din mare. Nu, exact tot ce s-a întâmplat. Deci, domnul Sau, v-a spus dumneavoastră că să zic 3.700 de lei pe lună, da? Pentru audit, da? Da. Fapt pentru care, auditul, domnul consilier, dar tu permiteți, fapt pentru care ei, deci acești bani plătim lunar. Da. Deci, toți la fel sunt obligați să vină lunar, da? Nu. Prin contract, nu. Prin contract care l-a semnat prin Consiliul Local, l-a semnat dumneavoastră, nu sunt obligat. Asta e ca o mentenanță, să înțeleg. Corect. Deci nu sunt obligat. L-ați votat prin Consiliul Local. Contractul. Un chemat de două ori pe an. Puteți să-mi spuneți cât plătim? 3.700 de lei pe lună, înmulțit ori 12. Dacă îi chemăm de două ori pe an, am spus, fără să mai facem contract. Nu, dar e contract. E cadrul. Nu vin așa. Pe cum? După un calcul sumar. Păi dar de ce n-ați făcut calculele astea, domnul Liviu, când ați votat atunci? Nu, 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 eu n-am făcut calcul. Păi de ce nu faci? Imediat, vine 45.000 de lei pe an. Corect.
Dar imediat, 45 și 400. Imediat. Vă rog frumos atunci să-mi spuneți. Din toate imprimantele, calculatoarele care erau în primărie, tot. Da. Acum, după noua achiziții, cât da. Plătim, domnule, pe lună? 1500 de lei. 1500? Da. Deci eu, din sursele care le am, eu știu că plătiți 1600 și ceva, fără TVA. Da. Bun. 1600 și ceva vă spun exact. Da. Suma. Vă spun suma corectă. Da. Pentru că nu vin neinformat pe așa. Da. Bun. Dar celelalte care au fost în primărie, știți ceva de ele? Sunt jos? Da. Ei, aflați cu supoare că eu mă aflam ieri în primărie. Da. Am avut ceva de plată. Ce? Și el s-a luat, s-a încărcat într-o mașină. Vreau să știu și eu dacă s-a făcut o comisie. Da. Pentru... Băi, le-a ridicat. Nu, domnule. Nu alea s-au ridicat. Dar ce aș vrea să vină camera o leacă în coace, ca să vedeți ce era aici și să vă mai arăt. Dar nu, să veniți în coace. Ce s-au ridicat? Cine s-au ridicat? Sau niște coare. Niște de-astea... de la... Nu imprimat. Imprimat nu s-o dat niciuna, ca să nu dăm momentan. Ca să vedem care e situația. Calculatoarele care s-au casat. Calculatoare. Bun. Surse de curent. Eu vă întreb așa. Da. S-a format o comisie de casare? Da. Care? Acea comisie? Comisia era făcută. Doamnă, vă rog frumos, să consemnați acolo. Și vreau să găsesc când. Procesul verbal. Așa cum spune domnul Savoc, că s-a făcut o comisie de casare și vreau să știu cine a făcut parte din acea comisie. Vă rog tare mult. Pentru că asta trebuie să rămână la procesul verbal. Există comisie de casare? De când? Ok, bun. Atunci dumneavoastră puteți să ne aduceți documente. O să aduce procesul verbal la ședința următoare, procesul verbal păi nu, la eu acum vreau. Dar cine sunteți vreau să-l aducem acum? Băi, sunt consilier local. Ce l aduce la ședința următoare? Păi, stăm la ședința următoare. La dumneavoastră. Bă, nu țipa la mine. Păi nu, dar cum adică? Nu țipa la mine. Nu. Deci nu țipa la mine. Te rog frumos. Eu îl aduc ședința următoare. Nu. Eu vreau acum să... Dar nu vreau să-l aduc acum. Păi care e problema? Păi de ce nu vrei? Nu, că nu vreau eu. Doamne, menționați acolo, da. Vă rog frumos. Doamna secretar, vă rog frumos să menționați. Menționați că nu vreau să-l aduc acum. Îl aduc ședința următoare. Ședința. Nu transforma ședința. Nu. Domnule, vă rog frumos. Păi eu am vorbit că se poate corect. Bun. Filmați un pic și aici ca să... Au mai rămas monitoare și toate, că nu le-am dat, că am zis că poate ca să vadă. Vreau să ne găsesc în procesul. Filmați-o leagă ca să vadă și monitoarele care am mai păstrat. Ca să nu creadă că le-am dus la mine acasă, domnul Liviu. Nu. Ca să vadă și cetățenii, nu, cum stă primăria Târgu Trotuș pentru 600 de milioane care ar trebui făcut de chemat cei de la Arhivele Naționale să arhivăm. V-ați fost odată acolo, domnul Liviu? Am fost. Vă place? Sunt cu documente din 1985. Doamna care se ocupă de arhivă, a făcut, referat către domnul Forcoș, domnul Forcoș l-a aprobat și doamna contabilă zice, nu, n-avem bani. Nu mai știu, era aprobat? Da, era aprobat de dumneavoastră. Da. Da, vă rog. Nu. Bine, și stăm cu arhiva, domnul uitați primar, acolo, pentru 500 de milioane. Domnul primar, da. Doamna Dice știe despre ce e vorba. În ultima perioadă s-au ținut discuții cu o firmă de la... Sibiu. De la Sibiu. Doamna Toma vă poate spune, urma ca să vină să se apuce, pentru că în afară de camera asta mai sunt două camere cu documentații, da? Sunt acolo. Documentațiile astea, legea prevede destul de clar că nu ai voie, e un procedeu foarte stufos, nu ai voie să trebuie selectate și așa mai departe. Păi tocmai asta e ideea, domnul Forcoș. Nu, dumneavoastră i-ați aprobat doamnei care v-au făcut referatul și doamna Capor n-a vrut. Nu, domnul. Poate că nu au fost nici bani. Să facă contract. A fost, dar... Doamna de la Sibiu, dacă v-a căutat așa, o să vă spună exact. Nu m-a căutat pe mine, am căutat pe o altă firmă, nu de la București, am căutat pe internet, să vină ca să... Să fac cu spălație. Exact, îmi permite, n-am terminat. Bun, ok. Doamna n-a vrut să spune, probabil că n-a vrut sau n-a avut bani. Da. Bun. Acum, cei care au venit, sub ce titlu care au venit? Astea, aceste monitoare și imprimante le avem cu titlul de închiriere, nu? Da. Deci dacă la un calcul sumar face... N-avem monitoare. Calculatoarele sunt cumpărate. La impozite și taxe am cumpărat calculatoarele. La impozite și taxe. Și la celelalte? Dar care celelalte? Pe celelalte birouri eu vorbesc. Păi dar acolo nu sunt luate calculatoare. Sunt luate doar imprimante. Dacă plătim 1600 și ceva,
1000 și la un calcul sumar, iese cam... Bă, dar știți cât plăteam mentenanța înainte? Cât plăteam mentenanța înainte? 3000 de lei pe lună. 3000 de lei mentenanță. Da. Și acum... Către cine? Către ce firmă? Nu știți dumneavoastră către cine? Nu către soră, către Geo. Nu? Cartușii, reparații, tot. Deci la momentul ăsta noi nu mai avem. Și la astea nu se plătesc? Nu, eu putem uza și va trebui. Nu plătim nimic. Plătim 1600 de lei. 1600 de lei, deci 2000 într-un an este 2400 de lei. Bun, acum sunt bani pentru astea? Dacă le aveam pe ale noastre. Oricum trebuia să plătim. Tonere, cartușii, cutarii, hârtii, oricum. Păi dar acum ajungea 3000 de lei. Bun, și la astea ne asigură ei tonere, hârtii? Tot, nu fără hârtii. Deci, păi aici vorbim doar din mentenanță, nu din hârtii. Vorbim doar din mentenanță. Mentenanța este întreținerea. Întreținerii, reparații. Domnilor, asta este. Domnilor, în momentul în care un dispozitiv este uzat de ani de zile, cere mai mulți bani. Este clar sau nu? Acum, fiind ele noi, fiind noi, da? Așa, e o perioadă... Dacă se strică, vine și o schimbă gratis. Nu avem nicio treabă. Dar tot la fel poate să spună, să se enerveze și să-și ia catrafusele și să plece. Așa, mai descoperă. Haideți să trecem la lucru. Am înțeles. O întrebare, adică nu o întrebare, mai mult o... Haide cu o intervenție. Vreau să vă rog să nu uităm cumva de unde am plecat. Sunt trei rapoarte de audit. Toate trei au printre altele un tabel în care ne spune că în mare, activitatea primăriei este critică. Ok, până acum a fost așa. Să nu uităm că avem 4 ani în față, dacă nu facem ceva, ne certăm între noi, pe hârtii, pe consumabile, care sunt consumabile prin definiție, adică trebuie plătite. Așa, o să ajungem peste 4 ani, o să primim alte tabele, iar activitatea o să fie tot critică. O să vorbim cu oamenii pe stradă. Așa e, dacă ne certăm între noi și nu facem treaba, așa e. O să luăm cu oamenii pe stradă, o să le tragă de monedă fiecare. Că ce ai făcut acolo 4 ani de zile? Hai să ne punem cu oamenii de la contribuție. Ne-am uitat, sper, toți pe la partele astea. Am văzut că sunt probleme grave, critice, scrise negru pe alb. Putem să le remediem într-un fel sau nu? Hai să încercăm să vedem, să găsim soluții să le remediem. Că dacă nu peste 4 ani de zile, știți, la fel de bine ca și mine, că la fel o să fie o tabără cu altă tabără în care o să ne certăm degeaba. Oamenii o să stea, o să se uite la noi, iar noi o să ne certăm între noi, ei o să stea în prag în continuare și o să meargă treaba la fel. Problema e că nu o să mergem în 2021, o să fim în 2025. Vin cu trece pe lângă noi, iar noi rămânem pe loc. Hai să nu uităm, că deja vedem în alte treburi. Sunt trei rapoarte aici, toate cu probleme. Diferite. Păi n-ați văzut ce activitate. S-au făcut contract de 50 de ore de funcționare, s-au confirmat 47 și s-au plătit 51. Ok, să zicem că suntem oameni și greșim cu toți. Nu? Se poate. Dar hai să... Deci doar s-a punctat și am întrebat. Dar de asta dumneavoastră ați venit cu acel proiect de hotărâri privind transparența din primărie. Da? Păi tocmai ca să... Păi mai mare transparență ca a mea nu există, domne. Da? Nu vorba de asta. Mai mare transparență ca a mea. O prostie. Transparență, ia spuneți ce spune ordonanța de urgență 57.2. Este transparența acolo, legea prevede. Deci nu mai trebuie așa ceva până la urmă. Nu trebuia să existe transparență. Nu mai să venim prin hotărâri. Adică dă guvernul hotărâri, noi combatem guvernul. Dă la hotărâri, noi venim cu altă hotărâri cu consiliu, mai șmete. Dar nu asta este ideea. Dar nu ziceți că domnul Raput de excavator la dumneavoastră acolo și vă opera mizeria, nu? Asta nu ziceți. Ziceți că am luat o imprimante. La, deci... la minimum că da, da, de excavator. Da, da, da. Deci da. Gunoiul care l-am scos trebuie adus de acolo și bun. În curtea dumneavoastră. În curtea mea. Da, unde vă faceți. Era la margine acolo. Dar în curtea dumneavoastră, când a lucrat, când a lucrat cu excavatorul cu mine, vrei să vă scot contractele toate din 2007? Da, scoateți-le. Vreți? Da. Eu am lucrat. Nu? Nu a venit și m-am făcut gratis. Cu sute de mii de... cu milioane de lei, da? Da, scoteți-le. Am lucrat. Păi așa a spus, ați venit într-o ședință și ați zimbat că unde-i strunii asfaltul, unde-i cutare, unde-i cutare. E asfaltul acolo, domnule, de acolo, dacă vreți, o scot. Ia uitați-vă, aici e asfaltul. Că ați lucrat o zi și s-a încasat 50 de ore. O zi n-are 50 de ore. Deci eu, dacă vreți, o scot de asfaltul frumos. Poate-ți-le că eu am muncit pe banii aia. Nu că la dumneavoastră a lucrat buldo, nu? O lucrat buldo și... nu? Deci, vă duți palatul, vă duți, aduceți și șoferi, nu ca să vă urmiri. Drumuri agricole și să bat șanturi, a făcut 156 de milioane. Domnul Petrica, domnul Petrica, rămânul lor. Haideți să trecem la domnul Sasoare, ce aș vrea, mai apreceva. Să trecem la ce se discute.
Așa. Nu prea mai sarb aici. Deci vrem să discutăm câte doi, măcar, că nu se înțelege. Nu înțelege. Dacă vorbim că de fapt nu se înțelege nimic. Da. Și deja am trecut de la alt subiect. Raportul de audit, punctul 1. Are cineva de spus? Deci, la diverse, are cineva să spună ceva? Domnul Palou. Diverse, da? Da, da. Vreau să menționez faptul că știm cu toții se apropie Paștele Catolic acum. A solicitat o leacă de curățenie din partea primăriei cu utilajele. Noi, din partea Asociației Ceangăilor Vărți, organizăm cu copii o leacă de adunare de gunoaie pe drumuri. Cu ocazia asta și-a solicitat utilajele să facem ceea ce ne-am propus cândva, ca să mergem pe la gospodar. Se fac curățenii în gospodării, se fac aranjamente și să dăm și noi o mână de ajutor acolo unde se solicită. Azi este evident, pentru cred că pe bine am putea să facem această activitate. Și ne aveți patru becuri care sunt nefuncționale, doamnă, de la de două săptămâni de zile lucrăm cu gunoaie. Exact. Cred că poate și mai bine de două săptămâni, numai la gunoaie lucrăm. Bulbe, excavatorul, tractorul, cei de la 416. Exact. Nu? Aici, domnul Pacea, când dați voi, aș vrea să fac un apel la domnul consilier să ne sprijine legat de depozitarea în locuri de permise a gunoaielor. Și să mai atenționați și cetățenii, sau să mai, nu știu, să putem să supraveghem, înainte de a-mi introduce, de a mai, cum să zic eu, de a mai pune nou camere mai multe în zonele vulnerabile. Noi am făcut curățenie, dar în momentul în care nu păstrăm, o să vină garda de mediu și o să ne amenzi, știți că amenzile sunt foarte mari. Și dacă tot am început supravegherea gunoiului, chiar trebuie să o ducem la capăt. Și chiar trebuie să, nu știu, și cu ocazia vă propun, dacă sunteți de acord, să suplimentăm numărul de camere de supraveghere, să facem un proiect hotărâri, pentru că s-au mai descoperit locuri unde chiar se depozitează. Suntem de acord cu condiția ca camerele să funcționeze. Da, clar. Sunt contate la tot autonomare camere care n-au funcționat. Am făcut aici, jos la pod, la coborâre, la către tot, am făcut curățenii de cineva, alaltă ieri. Deci, deja au basculat iar o mașină de moluz, de... adică și lumea nu ține cont. Va trebui să găsiți un punct unde să se colecteze, într-adevăr, că sunt atâtea găruri și mediul prevede un dosar special, doamna secretară, prin care se poate face undeva de moluz. Zici cum e, dacă omul îi dai accept și tu faci moluz, atunci așa ia de toate. Eu știu care este problema. De tot la gunoi am făcut pantalpare pe stradă. Problemele mari și au surgenit după ce s-a aflat de asfalt de la Tuda și făcând traficul foarte mult pe acolo, ne-am trezit și în perioada aia, ca și acum, cu foarte mulți străini care aruncă gunoiul la Tuda. Acum sunt în centru, când a fost la Daniel Sompeau și... Și am prins și nu numai. Și nu numai acolo. Deci în momentul în care el vine și știe că e o zonă mai retrasă și așa, își scoate sapul și l-aruncă de multe ori pe lângă. Tocmai de asta l-am adus în centru aici, s-a vehiculat, că am adus nu știu ce pentru unchiul meu, Romberonul și... Nu, l-am adus în centru, pentru că acolo, când lua gunoaiele cei de la ăștia cu selectivul, și nu era conform, ni-l trecea la gunoi menajer. Așa dacă noi avem gunoi conform, ăsta ni se scade din gunoiul nostru. Și nu-l plătim. Dar acum toate tomberoanele care le avem, care le ridică, toate sunt conforme. Și noi... Parcă erau niște tomberoane la școală. Păi o singură, da. Nu știu unde sunt alea, unde sunt tomberoane? Sunt tomberoane. Problema nu că nu sunt tomberoane. Nu, tomberoanele elementare. Da, avem și pe ăla, dar problema este unde să... Sunt documente făcute cu diverse agențe. Avem la școală vreo 20 sau... Nu știu dacă sunt zic. Ia spuneți-mi, doamnă, că apa ține parcă de dumneavoastră. Ia spuneți-mi, că ați fost încă... Păi dar nu, am 7 bucăți trebuie să fie pe total. Am 7 procese verbale care sunt date. Câte bucăți pe total? Da, fără procese verbale care sunt date. Dar eu vă întreb, dumneavoastră gestionați și nu știu, vă spuneți că mi-arătați procesele. Dar de unde să le țină doamna atâtea probleme câte domnul? Adică să nu știu că am 200 de domnul, că eu nu am fost sau... Domnul Mureanu! Adică stăm 4 ani de zile și nu știm cum dăm totul. Nu, eu vreau să fac apel, nu numai neapărat la confirmare. Problema este că lumea nu are un cuvânt cu ei. 70.000 confirmare. Eu
v-am întrebat, da. De domn Veroane ar exista da. De aluminiu mai sau de tablă? Da, 10 mai sunt. Toată 10, 10, 10 mai unde sunt amplasate da, sau unde sunt? 10 mai sunt la școală, 4 sunt la căminul de bătrâni, 4 sunt la școli, la fiecare școală în parte, la grădiniță, și la școală tot, dar n-ați văzut la școală tot. La școală, la școală. La școală, la școală. Nu, domnul, la tot a văzut. La școală, la școală. La ce barcă de amen? În total? Da. Treceți-vă, doamnă, când în următoarea aduceți, când ni s-au adus atunci, câte domnule s-au adus și câte mai sunt. Nu. Deci nu poți să ții minte tot, că nu-i calculator. Și calculatorul ăsta e pierd de memorie, apoi om. Mijloace fixe care se ține cu... Nu este că, băi, nu știu, eu acasă, câte cărunți am. Domnul, domnul, astea le-am preluat noi, nu le-am adus. Nu putem să facem așa. Noi le-am preluat, dar le-am preluat, dar nu știm unde se... Referitor de examenul de la vedere. Ca să... Cum? Domnul Sascău. A, referitor la camera. Nu lăsați, să zic că domnul Sascău după aia. Am și o întrebare, de fapt, în legătură cu tubelele amplasate în diferite zone ale satului, arătarea plasticelor, carpoanelor. Există vreo posibilitate să facem o solicitare către RomPress să vină să le vorbească mai des? Pentru că am fost apodat de mai multe persoane spunându-mi că se duc cu saci și de plastice și nu au... Asta facem noi să se întoarce. Am făcut asta deja, adresa cred că a fost da. O săptămână da. Către ei, da, și dar nu vor veni. Pentru exact. Că așa e semnat protocolul între ATIS și RomPress, o dată pe lună. Și acum ați văzut ce am făcut. Am trimis tractorul exact. Cu remorca, le golim noi. La două săptămâni. La două săptămâni, le ducem la sediu și da. Când vine mașina, le încărcăm de acolo. Deci asta face. Deci asta. Problema la sticlă e cea mai nasoală treabă. Că la carton, la plastic, la sticlă, că alea și închise. Și au ei cheia care să... Se poate face. Da, se poate face. Nu, poate. Nu. Nu, dar trebuie făcut un apel și mai atenționați cetățenii. Asta e problema. Noi trebuie să fim un mănunchi de oameni care mai atenționăm cât mai putem. Pentru că lumea nu se responsabilizează să le... Metalul să-l pună la metal, lasă saci pe lateral. Chiar dacă uitați că am golit, alaltă ieri am golit o veroare, toanele pentru că vitoare. Vreau să zic că acum sunt saci pe lângă, dar ei sunt goale. Deci lumea trebuie un pic supravegheată. De aia trebuie să aceleste camere de luat. Eu suplimentare din camere nu cred că eu neapărat. Cred că nu avea acolo, pentru da. Că eu am văzut și neapărat. Pare acum am întors. Îi exact. Pozat numărul da. Și așa faci mai mult de așa ar trebui, exact. Că trebuie neapărat prins. Eu am prins loc câțiva și am fost să facă curățenie. Da, la poliție. Da. Nu, l-a luat, nu da. Când a fost. Dar din mediul și ăsta imediat îți confiscă da, și mașina. Cu așa ai făcut. Acum, da, dar deci, în cazul care nu știi, acum îți confiscă și mașina, asta l-a discuțit cu mine. Nu, dar asta trebuie să ne... un pic să fim un pic mai atenți și noi și poate găsim din vorba. Nu s-aș putea să poate saci. Da, avem 4.000 de saci și să părțim la cetățeni să-și facă și avem o zi. Vine tractorul și ia plasticul. Trece prin sat, toată lumea își poate sacul, ia plasticul. Cred că a rezolvat toate problemele. Și a rezolvat și să nu mai ducă ploaie da. Unde nu trebuie. Asta e tot. Depozitarea ilegală este cea mai... Consemnați-vă cu becuri care să nu vă pe doamnă. Deci de la bufet la vale un număr de 4 becuri care nu funcționează. Deci asta am văzut eu. Nu mai sunt... Zona Martin? Zona Martin? De partea de... vorbim de DN-ul, da? Pe stradă. La stradă, da? Celelalte nu știu, n-am spus. Dar astea care le-am văzut doar eu, cum trec în seara. Cu barmele de luat vederi, am făcut, am cerut o ofertă de la cei de la RomTelecom. Care să le aducă pe toate la primăria Târgu Trotuș. Acum avem DVR-uri în 7 locații. Am cerut să mi le aducă pe toate. Am cerut o ofertă. Cu camere, cu DVR, cu toți, ajung aici pe un monitor. Când avem o problemă, nu mergem nu, noaptea, să fură. Nu știu, un accident. Venim la primărie, ne-am uitat. Am cerut oferta, avem oferta, ne costă 2 miliarde și 500 de milioane. 30 de camere. 30 de camere. Cu posibilitatea de plătit în rate în 3 ani de zile. Deci discuțiile au fost anterioare mandatului dumneavoastră și am renunțat, dacă țineți minte, o parte. Eu de asta am pus o, v-am zis, am cerut, avem, am pus toate punctele, tot ce iese din comună, tot ce intră la grobele de gunoi. Și vetul de asfalt. Da. Poftim? Jumătate a fost de jumătate de timp. Da, dar țin să vă spun domnul Ungureanu ce a zis dumneavoastră, dar
dacă avem două amenzi de la Garda de Mediu, egalează. Și este mai important să ținem... 500 de milioane. Două. Aia vreau să vă zic. Da. Pentru că sunt calculi... Și asta nu numai pentru gunoi, ci pentru siguranță. Dacă dumneavoastră credeți că pune cineva și un cetățean care e pârlit, care are o căruță și vine și plătește amenzare, vă înșelați, nu? Nu. Și vreau să vă zic altceva. Tocmai trebuie să prevenim. Dacă pe altcineva... Trebuie să prevenim, domnul Mititeru, că mai bine să previn omul ca să n-ajung la amenzi. Mai bine să previi, corect, adică să tratezi. Hai să recunoaștem cu toții că probabil 67% din populația comunei produce mai mult gunoi decât se aruncă. Asta e realitatea. Produce pentru că noi... Tonderonul ăla mic, pe care și eu l-am acasă, de multe ori la săptămână îl depășesc. Și îmi pun unul deoparte ca la a doua săptămână să reușesc să-l completez. E vorba de restul menajerii, nu-i vorba de restul menajerii. Aici devine... inulitate. Adică ce înseamnă? E pe kilogram și pe metru cub. Aici nu se face o paritate corectă. De asta și plătim mai mult. Ca volum e altă discuție, ok. Nu putem pune ca și kilogram. Dar noi trebuie să avem în vedere că, într-adevăr, fiecare persoană acum, conform la ce am auzit, se încadrează într-un ponderon de la negru. Nu mai pune sacea iurea pe lângă. E foarte bine. Dar hai să ne gândim, am mai avut discuția asta. Anii trecuți nu a fost așa. La fel o să fie și anul ăsta. Oamenii știn undeva după poartă cu noi. Așteaptă să vină primăvara, așteaptă să aibă un drum la câmp, așteaptă să aibă un drum pe dealuri, ca să scape de cu noi. Era și în vânt. Și tocmai de asta vorbim din camere de la câmp, la toate ieșirile în câmp, peste tot, îl vezi. Ce modalitate lumea ca să scăpăm și de gunoiul ăla? Asta ar trebui. Să termin ideea asta, dar să spun. Vina cumva e împărțită și între primărie și între consumatori. Pentru că dacă noi i-am dat consumatorului, de exemplu mie, posibilitatea să arunce plastic. Acum am acasă și tot trei de plastic. Dacă aș avea posibilitatea să le arunc, nu le-aș mai arunca în câmp. Atunci ai putea să vii să mă sancționezi. Plasticul poți să-l pui la gunoiul selectiv. Cartonul, da? Dar problema n-ar fi, domnul Iulia. Nu e o problemă că dacă noi, în Consiliul Local, hotărâm că vrem să aruncăm tot gunoiul, la tomberon, îl dublăm prețul. La gunoi, la fiecare cetățean, și atunci poate să arunci fiecare, nu ce vrea. Mar, să nu înțelegeți greșit. Să facem să creăm o modalitate prin care surplusul să-l luăm de la cetățean și atunci îi înlumare. Și să-l ducem acolo. Și să-l ducem. Păi se vine Garda de Mediu peste noi. Exact. Unde să-l ducem nou? Normal, dacă ai... Când... Păi atunci haideți să stabilim... Ar trebui să-i chem de la Robret. Când ai posibilitate să dăm hotărâre de Consiliu, indiferent cât faci. Omul, eu fac 10 tone, 10 tone plătesc. Nu o stau lucrurile așa pe mine. Domnul, e foarte greu așa. Pentru că ar trebui cântar pe mașina de la Rom. Trebuie să fie foarte greu. Dar atunci, pe el îl oblig să pună numai tomberonul, iar restul să-și caute modalitate să facă ce poate. Nu e adevărat, domnul Iulia. Tot ce se poate selectiv, fără selectiv, compost, frunze, toate. Duci în grădină, am dat tomberoanele alea rotunde. Eu voiam să vă zic la domnul primar. Da. Aș vrea să vă mulțumesc.